Califica în sferturile competiției. Cătălin Buș este arbitrul de centru al acestei partide. El va fi ajutat la cele două linii de Marius Badea și de Florin Păunescu. CS Universitatea Craiova vine după succesul din campionat 1-0 aici în Bănie cu CFR Cluj, victorie obținută in extremis după golul marcat de Elvir Colic în minutul 90. Farul de asemenea vine după un succes obținut în Superliga 3-2 pe terenul lui Poliaș. La un moment dat Farul a condus cu 3-0. La pauză a fost 3-0 pentru Farul. Poliaș a revenit puternic în partea secundă, dar Constanțenii au reușit în cele din urmă să rămână în avantaj și astfel s-au impus pe terenul nou promovatei Poliaș. Gică Hagi revine pe banca Farului și îl vedem aici pe Mitriță mergând să îl îmbrățișeze pe Gică Hagi și să discute preț de câteva momente. Ne aducem aminte, Mitriță, fost jucător al celor de la Farul, fost jucător al Academiei Gheorghe Hagi, și iată și pe cei doi tehnicieni discutând mai mult decât amical, a spune, înaintea startului de partidă. Ivailo Petev, bulgarul care o antrenează de curând pe CS Universitatea Craiova, și Gică Hagi, repet, revenit pe banca celor de la Farul. Gică Hagi a fost suspendat două meciuri după cartonașul roșu încasat la meciul de campionat cu Hermannstadt. Meci terminat 1-1 la Ovidiu. Hermannstadt a egalat pe finalul acelei partide. Gică Hagi a avut câteva reproșuri de făcut arbitrilor acelei confruntări. A luat roșu, suspendat două meciuri, a stat, nu a fost prezent pe banca echipei sale la partidele cu FC Voluntar și Poliaș. Astăzi se întoarce managerul celor de la Farul alături de lui Colici. Un stop nereușit. Aici Bancu l-a ghicit pe Gustavo da Costa și gol! Elvir Colici! În al doilea minut al prelungirilor prime reprize marchează din nou Colici. Al doilea meci consecutiv în care înscrie. A fost omul decisiv al Craiovei în ultima partidă de campionat împotriva CFR-ului și cine știe, poate va avea același rol și în această partidă. Aici este eroarea lui Gustavo da Costa. Bancu, Bayram, nu știu cum aș putea să încadreze execuția lui, dacă a vrut să dea la poartă, nu-mi pare că a vrut să paseze. Colici însă simte foarte bine această minge, acest moment, și înțeapă balonul acolo cu vârful bocancului. O deviere. Golul Craiovei era semnat de Martici. Rezervele Farului, alți copii din cadrul Academiei Gheorghe Hagi. Să nu foarte convingător de Dănuleasă. Nouă centrare pentru Bayram! Să înceapă petrecerea! 2-0, Craiova marchează prin Bayram și se îndreaptă cu pași siguri către sferturile Cupei României. Au un gol care pică bine pentru Craiova în startul reprizei secunde. Craiova încearcă să evite emoțiile finalului de meci. 1-0 era un avantaj fragil. Acum la 2-0 cu gol marcat încă din primele minute ale reprizei secunde, Craiova are un ascendent moral extrem de important. Aici Bayram îl domină pe tânărul Cercel. Doar 17 ani are Cercel. Bayram, fotbalist deja consacrat în prima ligă, centrare de mare calitate a lui Căpățână. Și Bayram, gol marcat în campionat, în luna august a marcat. Aici este 3-0! Extraordinară execuția lui Curtici. 3-0, minutul 54.
machiază în decurs de un minut două goluri Craiova, dezlănțuită trupa lui Ivai Lopetev. Acesta este însă un gol de autor, o execuție fantastică a slovenului. A încercat acolo Buzbuchi să evite, dar șutul a fost perfect. Mingea s-a dus către vincul porții farului. Iată-l pe Curtiș, cât de bine se așează pe minge. Este ușor atinsă mingea de către Buzbuchi, dar nu poate evita golul. 16, 17, 18, 20 de ani în această componență. Farul a chinuit echipa de pe locul 3 din campionat. Aici este șansă de 4-0. Marchează Danciu. Și Craiova reușește să facă și scor. Nu cred că va fi o înfrângere care să-l supere prea tare pe Gigi Hagi. A urmărit cu totul altceva decât rezultatul în această partidă. Gigi Hagi a vrut să-i vadă la lucru pe tinerii din Academie și cred că și-a atins scopul. Șut la colțul lung, primite în plasa laterală. Danciu pentru 4-0. Danciu, autor a două goluri în campionat, a fost omul de 3 puncte al Craiovei aici pe Oblemenco la succesul cu Dinamo, 1-0 în acea partidă. A mai marcat și împotriva Botoșanului, tot aici pe teren propriu. Da, să vedem dacă reușita lui va fi validată. Faza este analizată în camera VAR. 21 de ani are Marian Danciu, internațional de tineret, jucat împotriva Albaniei, acel 5-0 al tricolorilor mici în preliminariile pentru Euro 2025, meci în care a reușit să și marcheze ultimul gol al băieților pregătiți de Daniel Pancu. Acel s-a jucat în Giulești. Da, și așteptăm decizia finală. Se analizează o poziție de offside la Danciu. În camera VAR sunt Andrei Moroiță și Andrei Constantinescu. Sezonul trecut, pentru jumătate de sezon, Danciu a fost împrumutat la Slatina, în Liga a doua. În celelalte partide, Tunar Gloria Buzău 1-1 și UTA FC Voluntari 0-0. Offside. Rămâne 3-0. Rogulici așteaptă, trică! Gol Craiova! Atanas strică pentru 4-0. Acum este 4-0. Nepotul marelui Ilie Balaci reușește să marcheze. Ani are Atana Strică, poziție regulamentară. Atanas Strică are un gol în Superliga marcat în tricoul Craiovei. Scria la un Dinamo CS Universitatea Craiova 1-6 în februarie 2022. Vă spuneam, sezonul trecut el a fost împrumutat în Liga a doua la Steaua. A evoluat în 18 partide în Liga a doua, marcând de 3 ori. Merge direct la antrenorul Ivai Lopetev pentru a-l îmbrățișa pe acesta.
Thank you.